Salariații Casei de Pensii Prahova și ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială au oprit activitatea instituției, inclusiv cea cu publicul, atât la Ploiești cât și la Câmpina, în intervalul orar 8-10. La acțiunile de protest, demarate încă de săptămâna trecută, s-au alăturat inclusiv angajații celor două instituții care nu sunt membri de sindicat. Solicitările noastre se cunosc, de zile întregi le spunem, le strigăm. Am dorit să se rezolve cât mai repede aceste cerințe ale noastre, să ne întoarcem la lucru, că slavă Domnului avem destul de muncă. Va trebui să lucrăm și pentru noua lege a pensiilor, vă dați seama ce volum de lucru mare avem. De aceea dorim ca aceste lucruri, solicitări ale noastre, repet, să se clarifice cât mai repede. Ca niciodată suntem mai hotărâți să ne luptăm pentru drepturile noastre. Am tăcut 30 de ani, dar nu se mai poate. Noi sperăm ca măcar să nu mai fim ignorați. Deci noi suntem și noi oameni. Așa, clasa politică să nu ne mai ignore. Noi am tăcut și am tăcut din respect pentru cei care sunt în nevoie, dar și noi avem nevoile noastre. Greviștii cer salarii egale cu ale angajaților din alte instituții din administrație, precum ANAF Sănătate ori APIA, condiții de muncă optime, alocarea unui personal suficient pentru a face față volumului de muncă, plata orelor suplimentare, stabilitatea locurilor de muncă și optimizarea aplicațiilor informatice. Omul n-a ieșit aici de dragul de a fi filmat, de a face... A ieșit să-și ară un drept care ne ajută și pe noi care venim încoace. În loc să vii să pierzi timpul pe la uși, pe la alea, omul îți rezolvă. Face acum, pentru câtă lume, timpul care a pierdut și caută să-l recupereze. Deci trebuie să ne gândim că cineva trebuie să aibă grijă de ei. În cadrul Casei Județene de Pensii Prahova sunt 100 de salariați care trebuie să ofere servicii pentru numai puțin de 250.000 de beneficiari, în timp ce la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială aproape 40 de angajați operează cereri venite din partea a 180.000 de beneficiari.